De ani. A fost chiar o emisiune pe DTTV mai devreme. Cred că n-a fost o glumă. Nu, așa e, da. A fost pe 4 noiembrie, da, ziua lui ieri, adică. Incredibil, odată cu alegerile în America, da, adică, da, evident, da. Să observați. Unii sărbătoresc deja, da. Da, e, oricum, îi urăm toate cele bune și o viziune asupra celor problemelor internaționale, exact cum are domnul Prigoană, Soaize și Dânsu, domnul Băsescu. Și să fie un apărător al nostru dacă o să iasă la viitoarele alegeri și să nu ne dea pe mâna acestor indivizi care vedeți ce fac. Primul lucru care îl consider eu ca un fel de sacrilegiu, pângărire, mă gândeam la filmul prezentat aseară, cel cu acea chestie financiară, când America a sprijinit Germania ca să-și facă mașina de război. Pierderile americane în vieții omenești au fost aproape 400.000 de soldați. Ei n-au știut nimic, s-au dus cu inimă curată acolo, s-au înrolat să-și apere țara, să... acele noțiuni care sunt trecute, patriotism, onoare militară, lucruri care a trebuit scoase din dicționarele noastre, pentru că nu-și mai au sensul. Dacă ne uităm la istoria masonică a Americii în ultimii 450 de ani, ne dăm seama că toate au fost planificate. Deci când îți trimite copilul mort în coșiu și pune drapelul și mai trage și o salvă de armă, de gloanțe oarbe și mai bate și panfara militară, practic eu bat șocură la adresa. Deci o jignire profundă. Vedeți că au fost mitinguri acolo în piața aia unde au rămas clădirile alea, unde au fost cândva clădirile alea, mitinguri unde lumea venea, plângea cu ori și cânta fanfara, făceau chestii de-astea pioase, tocmai împotriva, de către cei care i-au ucis pe acei oameni. Asta e șocant, te bulversează, pentru că este o pângărire a sacralității, practic nu mai e nimic sacru. Dacă ei te manipulează și își bagi joc de tine în halul în care o fac în momentul de față, nu poate stârni decât revolta. Ați văzut și în filmul acesta că acei oameni vorbeau de acea revoltă interioară, că îi vine să țipe, să urle de atâta nedreptate, manipulare, dar această pângărire a sacralității a depășit orice. Deci tu, ei practic n-au nimic sfânt, n-au nimic sfânt, sunt practic sataniști dacă au făcut așa ceva cu poporul lor. Ne gândeam la bieții copii care au murit la noi la Revoluție. Păi sunt poporul român, pe lângă ce au pățit sunt mici copii. Ei se cred o națiune puternică, luptă pentru culorile steagului lor și uitați ce dedesubturi există acolo. Strigătoare la cel, greu de explicat. Oamenii ăștia americani, dacă ar avea discuțiile care le avem noi la OTV despre această situație deosebit de gravă, strigătoare la cer, greu de imaginat și de închipuit, cred că ar ajunge la un hal de revoltă cumplită. Filmul a bătut, apropo, la această revoltă, în fine. Păcat că nu avem prea mult timp să fi dat și filmulețul acela Fahrenheit 9/11, în care se arată relația... Nu avem drepturile de difuzare, deci am intrat în legătură cu realizatorii filmului și nu am primit drepturile de difuzare. Da, în orice caz, familia saudită, regală saudită, este în strânsă legătură cu familia Bush. Au fost asociați. Absolut. Iar banii aceia, 167 de miliarde de dolari în aur, se pare că erau banii lor. Ca un fel de mic avans ca să-l scoată pe Saddam Hussein de acolo, că îi deranja cumplit acest individ. Asta e o părere a dumneavoastră. Noi am prezentat ce spun jurnaliști independenți din Statele Unite. Deci jurnaliștii americani discută o problemă a lor. Nu noi discutăm o problemă a lor. Da, să fim foarte bine înțeleși. Da, filmul Fahrenheit 9/11 n-a arătat asta, dacă nu avem dreptul de difuzare. Deci sunt filme foarte interesante de arătat și de dezbătut. Și în orice caz îl rog pe domnul Dan Diaconescu, când o să poată dânsul, să dea filmul cu societățile secrete, că altfel nimeni nu înțelege nimic despre ce vorbim. Am încercat să obținem drepturile pentru filmul care cred că dumneavoastră l-ați trimis în regie. Da, da. Am trimis deja e-mail la producător, pentru că distribuția o are o mare casă de distribuție a filmelor, Paramount Pictures, și așteptăm de la ei un răspuns. Dar pare să că respectivul film se comercializează pe teritoriul României și drepturile sunt luate de distribuție de altcineva.
Da, în orice caz, mă bucur că am avut totuși răgazul ăsta de a prezenta lucruri care nu s-au mai povestit niciodată la vreo televiziune din România. Dar cred că trebuie să fim informați și conștiința noastră să ne dea libertatea să alegem între stânga-dreapta, bine-rău, dar trebuie să fim informați despre tot ce se întâmplă, pentru că există o iluzie în care trăim în ultima perioadă. Avem iluzia că cu cât sunt mai multe canale de televiziune, mai multe radiouri și mai multe ziare, suntem mai bine informați. Culmea, suntem dezinformați, mult mai bine dezinformați și manipulați. Da. Pentru că trusturile mari de presă de pe planetă, chiar și în România, aparțin la un grup restrâns de oameni care au o legătură strânsă cu puterea. Vezi domnul Voiculescu, care are și un partid și acum și cu un alt partid a făcut și la tribunalul hârtie în sensul ăsta, și atunci e clară că informația care vine de la anumit trust e direcționată și canalizată într-un anumit sens și suntem intoxicați, să nu mai primim informația brută și noi să rămânem ca să extragem din informația respectivă ce considerăm noi că e bun pentru noi. Noi ni se servesc anumite informații și ca să nu avem timp să gândim și să judecăm, ni se umple capul cu tot felul de spectacole, ni se umple mintea cu telenovele și așa mai departe, să avem mintea ocupată, să nu reușim niciun minut să gândim. Da, se merge pe sistemul ăsta, amăgire, manipulare, iar în final, după ce votăm, e efectiv batjocură, că ne batjocoresc cei pe care îi votăm. Bun, dar noi trebuie să fim vigilenți și avem posibilitatea să avem vigilența de a vota cum trebuie, pe cine trebuie, să ne exprimăm liber dreptul la vot, să votăm cu inima deschisă și curată, să ne asumăm responsabilitatea votului și să tragem la răspundere pe cei care alegem. Omul care ne promite, am încercat să-i introduc o lege în Parlament ca să fie condamnați cetățenii care în campania electorală promit ceva pentru postul de primar, președinte al României și așa mai departe, și în timpul mandatului nu duc la îndeplinire. Pentru că asta înseamnă că am fost înșelați. Și pentru înșelăciune să dați socoteală în fața legii. Da, noi cum putem pe perioada asta mandatului, după ce au fost votați, să controlăm ce fac acești oameni care au ajuns acolo prin putere? Eu am cerut imperativ și voi reuși într-un final, chiar dacă n-am să ajung în Parlament, ca lucrurile Parlamentului și ale comisiilor parlamentare să fie publice, difuzate pe televiziune. Da, pe televiziunea publică. În principiu, dacă aceste grupuri de interese transnaționale din America vin aici și își pun amprenta și acești parlamentari aleși de noi îi vor ajuta din toate punctele de vedere, practic se vor vinde lor în detrimentul nostru, noi nu putem să facem nimic. Iarăși batem pasul pe loc. Deci mergem la vot ca să pierdem timpul până la urma urmei. Exact ce fac. Nu, de data asta nu mai pierdem timpul, pentru că știm parlamentarul care l-am primit în Parlament, are un nume și un partid lângă el și putem să ne întâlnim cu el la biroul lui permanent. El va avea un program în care el va fi acolo, la biroul lui din colegiul lui electoral. Și anumite ordonanțe de guvern care se dau și s-au dat tot timpul pentru a favoriza aceste grupuri transnaționale, trebuie blocate într-un fel sau altul. Da, frumusețea i-am prezentat la Dan Diaconescu direct, nu s-a dat ordonanță, s-a dat o lege prin care Petrom a fost înstrăinat, că n-a fost vândut. Aia n-a fost vânzare, a fost un simulacru în care am pierdut 10 miliarde de dolari într-o ridicătură de mână și o doamnă deputat PSD a intrat cu mine în polemică făcându-mă tâmpit în față și am demonstrat că a votat legea și dânsa spunea da, dar n-am semnat-o, adică nu am fost inițiatoarea legii. Da, doamnă, alții au inițiat o tâmpenie și dumneavoastră ați votat tâmpenia respectivă. Probabil că aici, la marile privatizări ale națiunii române, trebuia făcut un referendum, pentru că așa, dacă ne lăsăm pe mâna unei bande de voți, ne vor fura la infinit. Nu cred că trebuia făcut un referendum. Trebuia ca guvernanții noștri să dea managementul resurselor, nu să vândă resursa. Așa, nici da. O țară nu-și vinde resursa. Dă managementul pe resursă. Dar probabil trocul a fost: vreți în Uniunea Europeană, ne dați economia, vreți în NATO, cumpărați fiarele astea vechi, dar cei le numiți fregate, dar mai dați și Sidexul la Indie, ca așa să zic eu, că Tony Blair. Ai priceput, băi, guvernatorul din România? Da, am priceput, da.
Ca așa suntem, ne-am destruce. Da. Domnul Nicolae, în concluzie. Da, în concluzie... Adică e 81-39, omul dumneavoastră a luat înainte acum ea Obama. V-am zis de aseară că ea, pentru că... Stans că mai e până la sfârșit. Eu v-am zis anul 2012, ăsta e ultimul președinte al Americii. Ăsta e? Da, pe ăștia au fost rău. Mi-a mai zis un telespectator ceva că a interpretat Biblia și ăsta e anticristul. Ăsta e ultimul, da, e ultimul, sigur că da. Deci cu ăsta se întind, încheie vremurile, timpurile. Da? Pentru că niciodată această națiune... Aoleu, deci dumneavoastră spuneți că în 2000...